Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Clash Royale. Ei bine, nu știu dacă v-a plăcut episodul trecut sau nu, dar practic ce am făcut în episodul trecut, am cumpărat acea ofertă specială cu 100.000 de gold, ceva gems și un magical chest. Avem acest magical chest pe care îl vom deschide în acest episod foarte, foarte tare. O să dăm open now. Ce ne pică? Ne pică gold, un zep, goblin, nu cred că o să ne pice legendară astăzi, din păcate. Un golem. Oh my god! Nu ne-a picat legendară, dar ne-a picat golemul, o carte foarte, foarte, foarte bună care chiar îmi trebuia. Spuneți-mi în comentarii, vreau să-mi faceți un deck pentru acest golem. Înainte să începe acest episod, vreau să vă rog foarte mult să apăsați pe butonul de like pentru că mă ajută foarte mult să continui această serie de Clash Royale și faceți-mi un deck foarte, foarte tare cu golemul și cu comentariul câștigător, adică cel mai bun deck. Va apărea într-un video următor. Bun, hai să începem direct, să nu mai stăm să pierdem timpul cu vrăjeală. Bun, începem meciul, avem același deck ca data trecută. Un deck destul de bun, aș putea spune. Dar cred că golemul ăla o să ne ajute foarte mult să avansăm în arena nouă. Chestia asta practic este scopul nostru în momentul de față. Ok, nu vreau să atacăm foarte, foarte tare, pur și simplu am nevoie de... Întâi vreau să văd ce cărți are tipul ăsta, ok, are balon, are din ăsta, turnul ăla e jos deja. Nici nu mai stăm la discuții, ok, aproape jos, din păcate n-am reușit să-l luăm. Are săgeți, care, o chestie care nu este deloc bună. Deci are săgeți, are un balon, are un din ăsta, un baby dragon, are un wizard. Are un deck asemănător, din păcate, cu al nostru, dar deja i-am luat un turn, e level 9, avem posibilitatea să-l batem. Ok, bossule, dacă are și zep, deja e nasol. Deja o să pregătim al doilea atac cu un wizard. De ce a pus snite-ul ăla acolo? Adică nu știa că... E logic că o să moară, pur și simplu punem și un din ăsta aici, pregătim un zep pentru orice eventualitate. Ok, ne-a pus un dragon. Nu mă așteptam la baby dragon, din păcate, dar i-am luat și destul de mult din turnul acela. Bun, o să trebuiască să dăm... Ok, perfect, aici o să-mi dea săgeți, asta știu sigur, așa că trebuie să am... Sau nu, chiar nu o să-mi dea săgeți, ok. Ok, foarte tare. Avem o problemă cu ăștia. Archerii nu i-am luat, din păcate, și nu cred că o să atingă. Da, prințul nu o să atingă turnul. Turnul lui mai are 400, e mega low, nu mai avem treabă. Punem un scheletul în armii aici. Dăm un goblin barrel ca să luăm foarte rapid turnul. Deci așa da săgețile, nu cred că mai are elixir. Și ai, oh my god, atât de aproape suntem, dar cu un Hog Rider putem rezolva toată problema, dar nici nu o să fie nevoie pentru că facem așa. Baby Dragon nu e derutat, nu mai știe ce să facă, punem un Hog Rider aici. Mai punem un Skeleton Army să fie, mai trimitem un Goblin Barrel și ăsta a fost meciul, primul meci îl vom câștiga foarte ușor. 3-0, level 9. Nimic nu ne mai stă în cale. Oh, am și uitat, frate. Episodul ăsta practic trebuia să jucăm la challenge aici. Ok, nu ăsta. O să jucăm la Grand Challenge sau Classic Challenge. Top prize. Hai să jucăm întâi la Classic Challenge să vedem care e șmecheria aici. Jucăm primul meci. Da, bun, Classic Challenge. Ca să nu mai pierdem trofee, o să jucăm challenge pentru că e o chestie de tare, mai câștigi niște cărți. Bun. Ice Golem și Dart Goblin. Ok, nu prea e ce trebuie. Dar mergem destul de tare pe atac. Archera nu-mi plac acolo. Oh, mi-a dat și Goblin Gang. Bun, nu prea mai are elixir tipul, noi avem destul de mult. Asta e clar. Hai că o să încercăm noi să-i facem un atac așa, îl luăm pe nepregătite, să spunem. Punem un baby și după punem un hog. Nu are cum să ne pună mai nimic decât un wizard care nu prea e... și golemul. Ok, un atac destul de bun, e foarte OP, foarte, foarte OP ăsta, cum îi zice.
Ice Golem-ul, e o carte mega OP. O să punem un prinț aici. Da, avem o mică problemă. Mamă, n-aveam nici zap. Ok, o să fie o problemă de cu ăsta, de cu tipul ăsta. Bă, ai, deci Ice Golem-ul ăla e super OP, trebuie să facem cumva să scăpăm de el. Da, ok, deci tipul are și Goblin Gang care o să ne încurce puțin, eu nici nu am Goblin Gang. Mamă, gata, s-a terminat jmecheria. Mamă, n-a ajuns ăla la timp, a apucat să sară pe turn. Ce? S-a terminat, deci s-a terminat toată jmecheria, nu... Cu câte trupe vine spre noi, nu mai avem ce să facem. Am pierdut și la Grand Challenge primul match. Mă rog, nu e Grand Challenge, e Classic Challenge, nu? Da. N-am pierdut, din păcate. Ok, Classic Challenge. Hai să vedem, level 8. Bun. Mă nervează, frate, ăștia de level mult mai mare ca mine, gen 9, 10, 11 chiar. Pe live stream m-am bătut un tip de level 11, nu știu nici eu cum s-a întâmplat. Aoleu, asta e cu din asta de... Asta de joacă cu clădiri, doamne ce mă enervează. Deci uitați-vă cu câte trupe vine, frate. Doamne, ce e aici, frate, măcelul de pe lume. Ok, el o să-mi ia turnul ăsta, dar nu-i problemă. Că îi iau și eu pe al lui, nu, să nu-și facă probleme. Mi-a mai pus, frate, încă un... Aoleo. Deci sunt mult prea mulți, frate, deci sunt extraordinar de mulți din ăștia mici goblini, frate, și mă enervează. Că prințul practic e useless, că îmi pune goblini de-ai lui, de-aia, și na. Bun, foarte bine, mai are 800 și la al doilea turn. Să-l pierdem pe ăsta. Dar nu e stres, nu e deloc stres. Ok, avem deja o mică problemă aici, dar se poate rezolva. Să zicem că problema e aproape rezolvată. O să dau un Goblin Barrel, că nu vreau să se apropie foarte mult Giant Skeleton ăsta. Ok, absolut degeaba. Are și Golem, ok, treaba devine deja mult mai serioasă. Dar Golemul ăla nici nu o să aibă cum să se apropie, frate, de turnul nostru. Nu are nici cea mai mică șansă de a-mi face ceva. Atacăm ambele turnuri ale lui, frate. Adică oriunde s-ar apărea, tot ar pierde, știi? Pe bune. Deja tipul e mort, mai are 180 la King Tower și l-am bătut, al doilea match pe Classic Challenge, îl câștigăm. Asta e foarte bine, am primit deja, avem deja un chest cu o carte, da, e bine, avem un win. Dacă am face 12 win-uri ar fi foarte bine, ok, jucăm, asta ce e, Arena 5, dacă nu mă înșel, gen, ca environment, așa. Bun, din nou level 8, asta e bine că suntem la același nivel. Punem un Baby Dragon aici. Și o să mai dau și un din ăsta, așa să fie destul de casual acest atac. Nu mergem cu toate trupele, că nu are rost. Întâi vreau să văd ce cărți are și după...
pac. Facem așa, tipul când nu mai are elixir, noi îl atacăm foarte bine, lejer. Oh, knight-ul ăla. Oh, și Ice Wizard. Ok, ok, ok. Începe să devină interesant. Mai are oricum 500, deci e foarte, foarte bine. Băi, e super OP Ice Wizard-ul, frate, că gen, te încetinește mult rău. Bun, o să lăsăm pe ăsta să moară cât ce naiba. Oh my god, ok, avem deja o mică problemă. Da, de fapt, nu, nici nu o să ajungă nicăieri. Oh, perfect, 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 mersi mult. Ai dat săgețile alea imediat după ce l-am omorât, adică care a fost practic scopul tău? Nu știu nici eu, dar acum o să-i luăm efectiv turnul. Hați. Fireball-ul ăla total inutil, aș putea spune. Bun, dacă jucăm foarte tactic, avem niște șanse extraordinar de mari să câștigăm acest match. Punem un Skeleton Army aici și o să mergem să atacăm. Cred că deja putem ataca King Tower-ul, nu mai are rost să mergem pe al doilea turn, pentru că mai au la fel de multă viață amândouă. Și deja e descoperit tipul pe partea asta, îl atacăm practic cu tot ce avem. Ar trebui aproape să-l oprească, să doboare turnul ăsta. Nu mult, nu, n-am luat foarte mult, dar încă un atac din ăsta și s-a terminat toată șmecheria. Ok, văd că tipul vrea scandal cu noi și nu știe în ce s-a băgat, practic. Asta observ eu că s-a întâmplat aici. Tipul chiar vrea scandal, așa că noi o să-i dăm practic 3 coroane. Asta e. Scuze, frate, fac și eu tot ce pot, știi cum e. Fiecare cum poate. Și eu tocmai am uitat să văd dacă filmez sau nu, că dacă nu filmam ar fi fost oribil. Bun, your prize, avem deja 5 cărți și X 204, gen 240 de bănuți, super, super, super mulți bănuți, ok. Mai dăm battle din nou, să vedem câte win-uri putem face. Sper să nu facem acest episod de 40 de minute. Oricum vă plac episoadele lungi, asta mă bucură foarte tare, ok. Și-a dat deja un log aiurea, deci cred că pregătește un atac destul de mare. Mamă, și-a dat și archerii pe split, și-a dat un din ăsta, ok. Mi-a activat turnul, asta nu, n-am înțeles că schema asta. Deja am la primul turn. N-am înțeles ce face tipul ăsta. O să mergem deja pe turnul mare, adică de ce? Oh, nu. Oh, ok, ok, ok. Începe să fie deja distractiv. Bun, aici pe Inferno Dragon o să luăm super ușor. Dăm un zap, pac. Cred că am dat prea devreme zap-ul. Da, un pic am prea devreme, dar nu contează, mai are foarte puțin la turnul mare oricum. De ce dai tu hurry de ăsta așa, că pierzi, frate, adică, na, știi cum? X-Bow, pe bune, pe bune, pe bune. Hai mă, bă, Minion Horde-ul ăla, ce face, mă? Ok, frate, asta zic, dar mergem așa, hați. Mamă, cum a dat logo-ul ăla perfect, ești nebun, ok, ok. Mai are 1600 cu un d-asta și... Ok, hai să vedem ce facem. Punem un wizard aici. Chel cred că o să vrea să atace pe partea asta, dar noi nu o să-l lăsăm. Punem un prinț aici, deja îl pregătim, mi-a pus un din ăsta. Nu cred că o să apuce foarte mult să facă ceva. Din păcate pentru el acest... Oh my god, ok. Situația a luat o întorsătură ciudată. Nu chiar, nu prea mai are ce să-mi facă tipul în această situație. Și am câștigat încă un match perfect. Ok.
Câștigăm, câștigăm, asta e foarte bine, că noi câștigăm, facem chestii, avem deja 3 win-uri și filmăm de 15 minute. Bun. Iar ne dă cu level 9, nu înțeleg de ce tot ne dă cu level 9, când noi suntem level 8 de-abia la început, dar nu mă plâng atât timp cât câștig, eu sunt foarte, foarte mulțumit. Ok, tipul ăsta are witch, deci cartea pe care o urăsc eu cel mai mult e witch-ul, frate, adică... Mă enervează care scheletonii aia și nu, și Pekka, oribil, oribil. O să pun ăștia așa să se ia de Pekka-ul ăla, dar... La witch nu o să facă mai nimic și în momentul de față, efectiv, nu am ce carte să pun decât un skeleton army. Deci chiar nu aveam ce altă carte să pun, practic. Aoleu, dăm un zap. Aoleu, nu pot să cred așa ceva, nu l-am atins și m-a luat cu un witch. Cu un fucking witch m-a distrus, ok. Va trebui să recuperăm extraordinar de repede teren, pentru că mai este un minut și ceva. Și normal că mai impune un witch. Și niște guards, oh my god, pe bune, what? De ce ai face așa ceva? Ce cărți are tipul ăsta? Nu înțeleg deck-ul lui, dar... Mamă, și... Hai să-ți bagi și zep are și tot. Bă, nu prea înțeleg deck-ul, dar e un deck foarte bun, frate. Adică are counter pentru absolut orice carte aș da, știi? Mai ales switch-ul ăla la ce de camion e perfect. Ok. Uite, frate, până și poison are tipul, adică... Cât de pregătit să fii? Uite, și din nou witch. Exact, pentru prinț și guards, pentru ăla și tot are tipul ăsta. What? Uite și din nou și orice i-aș pune mi-l ia, frate. Deci efectiv nu am niciun counter pentru tipul ăsta, pentru orice carte ar pune. Nu am, mi-a pus încă un witch. Nu am ce să pun, adică doar un baby dragon din ăsta. Și deja mi-a dat ambele turnuri. Da, asta deja e un lose, frate. Nu avem ce să facem. Asta e, frate. Da. Nu mai îmi bat capul că nu n-am de ce. Punem de-astea așa la mișto pe aici. Da, ok. Mai avem încă un lose. O să încheiem acest episod de Clash Royale aici și o să continuăm cu challenge-ul mai încolo. Cam să știu că este episod de Clash Royale. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să strângem 3000 de like-uri la acest episod, mai ales pentru că am descris acel Magical Chess și ne-a picat o carte foarte, foarte bună, mai ales golemul, cu care aș vrea să-mi faceți niște deck-uri și cel mai bun deck o să apară gen în video-ul următor. O să facem un video cu deck-uri, să vedem dacă e bun de ceva, dacă îl păstrăm sau nu. Și o să continuăm aici Classic Challenge și dacă o să câștigăm ceva destul de ok, o să facem și un Grand Challenge. E bine, cam asta e episod, eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!